Masajul ayurvedic își află originile în India. Ayurveda este, în traducere, știința vieții. În masajul ayurvedic se pune baza că în orice alt tip de masaj, pe detoxifiere. Ce mai este foarte important în masajul ayurvedic este că persoana se tratează holistic, ca un întreg. Nu se tratează ca pe un corp fizic, doar. Este importantă astfel atitudinea terapeutului în momentul masajului. Pentru că, în acele momente, în funcție de starea lui emoțională, în funcție de starea mentală, toate acestea le transmite clientului. Față de masajul clasic, în masajul ayurvedic se folosesc anumite mișcări în sens invers circulației venoase, mișcări de tragere spre periferie. De ce? Pentru că se consideră că elimină blocajele energetice de pe meridian. Este un masaj holistic, așa cum am spus, nu tratează doar corpul fizic, prin aplicări de masaj ușor, de presopunctură, de frecare energică, se accelerează această eliminare de toxine, se îmbunătățește circulația sanguină, se echilibrează sistemul nervos și sistemul hormonal. În masajul ayurvedic clasic se folosesc uleiuri de susan, ulei de măsline și diferite uleiuri formate din amestecuri de plante indiene. Astfel că eu folosesc toate aceste tipuri de uleiuri și în funcție de nevoile persoanei și de ceea ce simt că are nevoie persoana. Se presează anumite puncte de pe corp. Aceste puncte se numesc marmas și sunt anumite conjuncții, anumite intersecții de trasee nervoase importante de pe corpul nostru. De când practic acest masaj, nu am întâlnit persoană care să nu plece simțindu-se diferit față de cum a venit. Mai detensionată, mai lipsită de stres, simțindu-și corpul mai ușor. Deci este un masaj foarte benefic. Pot spune că contează foarte mult, ca în orice altă terapie, contează persoana care îl face. Contează experiența persoanei. Terapeutul își pune amprenta asupra ceea ce face. Aș putea spune că e particularitatea pentru centrul Shakti. Pot spune că este, în ceea ce mă privește, experiența mea și amprenta pe care o pun eu masajului ayurvedic.